Prezint un motor ibrid, metronom, care are un generator linear și o pompă de apă, o pompă de aer, scuzați-mă. Totul este făcut din cutie de conservă. Ce se vede aici este răcirea, torna apa rece aici, curge, răcește partea rece a motorului și la supraplin curge în partea de jos a vasului. Aici este vasul cu apă în care văd cum funcționează pompa de aer. Acesta este prototipul, machetă al unui motor care sper să fie, să funcționeze un concentrator solar la ideea unui cunoscut, domnul Petre de la Timișoara. Tot pe tu, domnul Petre, am și prezentat acest filmuleț și funcționează, este liniștit motorul. Aici se vede când bagă aerul. Aici am un dar pe condensatorii. Încet, încet ajunge la 3 volți. Sunt 3 condensatori de mare capacitate. Pentru că curentul care o scoate generatorul este alternativ, se transformă în curent continuu.